Un bărbat de 53 de ani din comuna Logrești a fost reținut aseară de polițiști pentru 24 de ore sub acuzația de lovire sau alte violențe. Acesta este suspectat că marți seara și-a snopit vecinul în bătaie, pentru că victima s-ar fi oprit cu animalele pe terenul său. Bărbatul de 38 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost agresat. În urma audierilor, procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești vor stabili în această seară dacă se impune arestarea preventivă a suspectului.